Bună ziua! Bună seara! Bună seara! Mă bucur foarte mult să fiu în seara asta aici. Deci, efectiv, cum să vă zic, fierbeam de nerăbdare să vin aici și să vorbesc despre cel mai mare complex pe care l-am. Dar, mă rog, am insistat oamenii ăștia din echipă să vin, pentru că, vorba aia, nu se întâmplă să vezi în fiecare zi o femeie de 1,85 m. Și aplaudăm. Eleganța. Dați-mi voie să repet. O femeie de 1,85 m. Ce vreau să spun prin asta e că apreciez foarte mult că m-au numit femeie, dat fiind faptul că atunci când i-am spus fostului meu că nu mă mai simt apreciată și respectată ca femeie, mi-a zis, auzi, știi versul ăla cu mai ai 3 operații grele de făcut să fii femeie? Tu n-aveai nevoie de niciuna, dacă aveam mătaban de avort. Și totuși, există oameni care cred că este foarte mișto să fii înaltă. Ei bine, dați-mi voie să încep cu întrebările pe care le primesc în fiecare zi. Cum e vremea acolo sus? O întrebare foarte bună. Tu joci basket, nu? Clasic. Exact. Eu nu înțeleg de ce toată lumea se așteaptă ca persoanele înalte să joace basket. Cum ar fi să mă duc și la un pitic? Tu cânti manele, nu? Și o altă inepție pe care o aud de obicei de la minione. Mamă, ce mișto că tu poți să te îngrași și 10 kg, că nu se observă. Ești tâmpită? Că dacă iau eu 10 kg, nu știu, pot să mă duc la sumo. Și mai mult ca sigur, le-ați auzit plângându-se cel puțin o dată despre cât de mult și-ar dori să fie cele înalte. Mamă, ce mi-aș dori și să fiu așa înaltă, să îmi vină bine toate hainele, să nu mai port tocuri când fac sex din picioare cu iubitul meu, care e mai înalt decât mine cu un metru. Nu ți-ai dori. Unul la mână. Doi la mână, nu-mi vin bine toate hainele. De fapt, nu-mi vine bine nimic. Și în cazul în care vă întrebați cine a pornit moda mafioților cu gleznele goale, eu am fost aia. Să porți rochii lungi, să... Nu pot, că-mi vin până la genunchi. Asta fiind ceva ce ar putea spune și călăii de 2 metri despre iubitele lor minione. Da, tu când intri într-o căpere așa, toată lumea întoarce capul după tine. Da. Pentru că n-au apucat să mă vadă pe toată din prima și se întorc cu speranța că poate, poate reușesc să mă vadă și de la țâțe în sus. Mă rog, de la sfârcuri în sus. Da, să știi că toți bărbații sunt curioși. Cum e sexul cu o femeie așa înaltă? Cred. Într-adevăr, este coadă. Ultima oară când i-am cerut numărul unui tip, mi-a zis, da, sigur, notezi? 07, 0 șanse. Înnebunesc când le aud, mă refer tot la minione. Fată, nu știu de ce naiba, mă agață numai nasoli, numai sărăcii, numai dăștea, da? Pe mine nu mă agață niciunul. Crezând că sunt gagică tu. Măru. Și când nu te aștepți, apare ăla micu. Ăla micu de 1,5 m cu... Mamă, mie întotdeauna mi-au plăcut femeile astea înalte, cu craș dăștea de 2 metri. Ce bine că ne-am găsit. Și eu visez de mică la unul ca tine, să-l trec pragul noaptea nunții. Știi cum e, până la urmă, sufletul contează. Noi cu toții știm cât de mult contează sufletul pentru femei. Ia-mă, iubitule, fă ce vrei cu mine. Bine, urcă-te pe scaun și dăm cu sufletul peste bot. Adânc. Adânc, domnul Cătăi. Și tot minionele se plâng că a fost nașpa tipul care ești la întâlnire. Eu sunt curioasă ce înseamnă nașpa. Că n-aveam Maserati? Pentru mine nașpa înseamnă să ies cu un tip și să-mi zică, băi, păcat de tine. Mai bine făceam măta două mai mici. Asta zic. Mie una, sincer, în locul lor mi-ar fi rușine. Adică ar trebui să fie mulțumite după ce că ne-au luat toți bărbații înalți. Dar de fapt, ei sunt principalii vinovați. Când i-au și pe ăștia, băi, să știi că... Nu știu, mie îmi plac femeile minione, știi? Că sunt așa fragile, finuțe, parcă cer să fie protejate, știi? Am dreptate, nu? Parcă am greit eu. Asta spun. Și atunci eu ce să zic? Asta e. Eu pot să mă protejez singură, știi cum? Dacă e de un viol, maxim poate să mai iasă țin de 6. Dacă mai îmi iau și tocuri, dar de fapt despre asta nu am voie să vorbesc, pentru că nu am dreptul să port așa ceva. Atât îmi trebuie. Să îndrăznesc să-mi iau tocuri la vreo nuntă. Mă, după ce că e înaltă și-a mai pus și tocuri.
asta privește partea bună. Nu mai trebuie să furați mireasa. O ține-o pe umeri și nu mai vede nimeni. Și tot piticele astea au tupeu să ne folosească când au ele chef. Ba pe post de bodyguard în club, ba pe post de selfie stick. Eu nu știu ce l-au mai inventat ăștia. Voi v-ați gândit vreodată cum e să-ți faci 10 poze și să-ți iasă capul în două? Faci poze cu grupul tău de prieteni și să stai ciungă de un picior ca să mai ciupești câțiva centimetri și ca să nu te faci complet de rahat și să trebuiască să stai pe ultimul rând în spate cu băieți. Măcar în poze se par mai scundă, dacă în realitate nu poți să... Hei, bună, sunt Gabi. Să știi că nu am un handicap, așa stau eu ca să nu-ți dai seama că după mine se ia măsura la uși. Și nu doar ele, prietenele noastre minione, consideră că ne pot folosi așa când au ele chef, ci și oamenii din supermarket. De unde, de neunde, apare baba. Baba aia cu, nu vă supărați, puteți să-mi dați și mie făina aia de sus? Și toată această poveste fericită a vieții mele culminează cu articolele. Articolele despre cum femeile minione sunt cele mai sexy femei din lume. Mulțumesc frumos! Nu că n-am terminat. Era un mulțumesc vis-a-vis de cei care scriu articolele respective. Plus de asta, în cazul în care nu au fost suficient ridicate în slăvi, mai sunt și articole menite să le ridice moralul, adică tot lor, să le dea încredere în sine. 10 motive pentru care ar trebui să te bucuri că ești minionă. Ăsta mi-a plăcut cel mai mult. Vei fi cea mai cool, mămică. Nu vă supăra, sunteți mama sau sora. Ok, mulțumesc. Ei, uite că eu sunt asu. Nu vezi, sfă, cât ești de înaltă? Te împiedici în București și îți spargi capul în slobozia?